De ce totuși această întâmplare este pusă în general pe seama femeilor? Pentru că realitatea este undeva în zona a ceea ce spunea doamna Birchel. Mai puțin ne punem problema că bărbații obțin niște chestiuni prin farmecul personal, deși în mod cert și ei se folosesc de farmecul lor personal, și o aruncăm în ograda femeii. Pentru că sunt mai puțin bărbați frumoși decât femei frumoase. Un răspuns statistic, nu obiectiv. Un alt răspuns este pentru că femeia este toată, ca să continui în termenii pe care i-am folosit, o zonă erogenă. Și bărbatul săracu e undeva palid într-un colț, că trebuie eventual să-l mai înveselești din când în când. Bărbații au rămas cu mentalitatea vânătorilor, deci nu. Femeia înseamnă senzualitate, femeia înseamnă dorință. Prin femeie au intrat în lume toate relele sub acest aspect. Pentru că, Doamne ferește, e deja prea mult, protestez. Nu poți, ca biet bărbat, să-ți ții instinctele acasă. Și atunci trebuie să ai pe cine să dai vina, conform legii. Păi, dai vina pentru că ești slab și nu-ți recunoști propriile slăbiciuni. Sunt foarte de acord. Și iarăși, dacă stăm să ne uităm, femeile sunt foarte practice. Da, au un șarm anume, au un anumit farmec. Poate că anumite femei se folosesc mult prea mult de acest lucru, da? de acest șarm personal. Dar pe de altă parte, să-mi spuneți mie că bărbații sunt așa total nevinovați, pe cuvânt de onoare, că nu vă cred. Atât de nevinovați încât au nevoie, repet, de cineva pe care să dea vina. Și atunci este femeia. De exemplu, eu aici în emisiune mă simt atât de slab în siajul famecilor dumneavoastră, încât mai bine tac. Dar știți ce se spune? Că o femeie care este competentă, da? Care are ceva aici în cap, da? Că până la urmă ce ai în cap și în suflet nu poate să-ți ia nimeni niciodată. Da, e o vorbă veche din bătrâni. Dar când își susține argumentele, o femeie, chiar și dacă este plăcută fizic, este interpretată, dacă nu își folosește aceste farmece, imediat este etichetată ca fiind agresivă, ca fiind rece, ca fiind nu știu cum, adică sunt mult prea multe etichete care se pun, repet, în opinia mea, total nemeritate. Dumneavoastră puneați întrebarea mai devreme, cine câștigă sau când să te retragi? Și dumneavoastră, doamna Stamate, spuneați că de multe ori poți să pierzi câștigând. Da. Și aici sunt foarte, eu cunosc foarte multe femei de calitate care au abandonat și au spus nu. Pentru că nu vreau să fac anumite compromisuri și ori ești foarte puternică ca și construcție și cu un consum, că până la urmă oricât de puternici am fi, avem acea latură sensibilă, da? În care ai nevoie de acea protecție, deci protecție în care să te facă să te simți femeie, dar aici vorbim în relația personală, nu în relațiile profesionale, că dumneavoastră ridicați toate aceste probleme în relațiile profesionale în mod particular, dacă am înțeles eu. Bine, dar tocmai această presiune socială care există, tocmai aceste clișee și aceste discriminări care încă există în România mai mult decât în alte state, fac ca multe femei de calitate să abandoneze această luptă, ceea ce este păcat. Noi am avut multe discuții în zona politică să promovăm acel procentaj, da? Să ai un anumit număr de femei pe anumite liste ca să candideze. Nu am fost neapărat de acord, pentru că, repet ce am spus de la început, o femeie nu trebuie să fie promovată doar pentru că este femeie, dar pe de altă parte nici nu trebuie să sufere doar pentru că este femeie. Și eu sper că putem să începem și noi să avem o zonă de normalitate în țara asta, unde să se vadă întâi competența profesională și după aceea să începem să punem etichete. Că altfel riscăm să pierdem. Pierdem foarte mult. Greu, dar nu e imposibil. Nu, cred că foarte greu, pentru că România are încă spaima... am speriat, zic, cine e ea? Și dacă are cumva, e și deșteaptă și are și, ia uite-o, ea domină, ea vrea, cabinetul 2 e așa de la îndemână de... Dar sunt 20 de ani și totuși nu contează, trebuie să începem au să... Au trecut ca vântul, dar, repet, iarăși, nu mi se pare normal ca femeile competente din zona publică sau din zona privată să sufere tocmai pentru că a fost la un moment dat în istorie o anumită doamnă care a făcut rău. Eu, weekendul acesta, am fost răsfățată de băieții mei, de soțul meu și de copilașul meu, că a fost ziua mea de naștere și am mers la bal
Balcic. Și am fost la Castel și în Grădina Botanică, eu iubind Grădina Botanică, e locul meu favorit în lumea asta și oriunde putem merge, mergem în Grădina Botanică. Și am redescoperit o femeie superbă, Regina Maria, o femeie puternică, o femeie extraordinară și care și-a lăsat amprenta în istorie. De ce trebuie acum să ne raportăm numai la Elena Ceaușescu și să uităm alte femei superbe care au fost în istoria României? Păi, superbe, dar întâmplarea și despre ea se spune că face, a condus în locul soțului. Mă, dar a condus în locul soțului. Până la urmă, și clișeul ăsta trebuie să-l depășim la un moment dat. Până la urmă, e un parteneriat. Da? Deci, ca și într-o căsnicie. Dacă tu stai numai la cratiță și soțul vine și gata imediat cu ziarul în față și cu picioarele în sus, iartă-mă, dar nu știu, cel puțin la mine acasă nu se întâmplă așa ceva. Când e de spălat vase, nu contează cine spală vasele. Le spală ca să scăpă mai repede vasele din bucătărie, nespălate. Deci, simplu. E o altă mentalitate și cred că putem să începem să cultivăm și asta se ține și de educație, educația din familie și educația din școală. Și mai există o realitate, o aduce în mijlocul nostru doamna Elena din Sibiu, care ne spune că subiectul este interesant, dar nu știe să fie alese urâtele în defavoarea unei femei frumoase. Trebuie să raportăm acest lucru la faptul că societatea este condusă majoritar de bărbați. Acceptarea sexualității proprii este soluția pentru ca o societate să fie sănătoasă atât pentru femei cât și pentru bărbați. Corect, adevărat. Cristina, dar eu spun că am întâlnit femei frumoase, foarte deștepte și care au devenit complexate că sunt frumoase. Deci atenție și la acest aspect. Că sunt o grămadă de femei care chiar au ceva în cap și faptul că mai arată bine, asta e pe loc secundar și ele acum sunt stresate și pot să se număr zeci de exemple aici, care sunt efectiv stresate de ce sunt plăcute. Până la urmă te naști cum te cine, naști fizic. Cine? Sunt multe. Sunt femeile. Cine? Știți bine că și noi să n-ați întâlnit. Nu spuneți că acum o femeie frumoasă, gata. Nu se complexează niciodată din cauza că e frumoasă. Se răsfață, se alintă, sau minte. Nu, când am spus că este complexată, este momentul în care lumea nu-i recunoaște competențele profesionale și se uită întâi la aparență că e o femeie frumoasă. Și cât timp rabde ea chestia asta până să le dea cu deșteptăciunea proprie și personală? Dacă îi se dă șansă. Rever. Atenție. Nu, ți-o iei. Asta ce e, atunci nu e atât de puternică. Tot are o hibă, atunci degeaba e frumoasă.